Cum de nu reușim să vorbim între noi astăzi? Și pe mine mă impresionează neplăcut să văd că foarte mulți oameni au certitudini definitive. Când te miști printre certitudini, aproape că nu mai are rost să continui. Fiecare crede că are dreptate, nimeni nu pune la îndoială propriul amplasament, nimeni nu-și mai pune întrebări cu privire la sine, toți își pun întrebări cu privire la toți ceilalți. Asta creează o atmosferă de necomunicare foarte periculoasă. Iar eu, dacă e să fiu brutal, ar spune că o conștiință tenace a dreptății proprii a avea mereu dreptate. Pe lângă că e plicticos să ai tot timpul dreptate, e bine să mai ai și mici bâlbâieli, mici tatonări, mici nesiguranțe. Dar acest amplasament propriu în propria dreptate și competență, pentru mine e una din definițiile prostiei. Îmi cer scuze că sunt atât de direct. Și eu pretind, ca să merg până la capăt cu obraznicia, că mai mult decât COVID-ul, mai mult decât criza ecologică, ceea ce ne pândește e o pandemie planetară pe care o definesc ca o scădere galopantă a IQ-ului general. Cum mi-a zis domnul Liceanu să nu mă feresc de cuvinte în interviul pe care l-am făcut cu domnia sa. Deci ne paște o pandemie de prostie? Așa mi se pare uneori. Poate că vorbesc așa și cum vorbesc bătrânii uneori, care cred că tot ce se înjur este în cădere. Dar mie mi se pare că trecem printr-o mutație și că mutația asta poate duce și la o asemenea epidemie. Există leac la povestea asta? Să suporți întrebarea, interogativitatea, să nu mai fii sigur de tine de când deschizi gura. Nemții au un nume pentru boala asta, se cheamă Besserwisserei, care înseamnă să știi mereu totul mai bine. Vă spun eu. Știți că în România, mine m-a amuzat întotdeauna asta. Când se discută orice, politică, tot felul de lucruri, e întotdeauna cineva de față care spune, mă, uite cum stau lucrurile. Vă E, spun eu. ăla trebuie dat afară pe loc, pentru că e periculos. Dar cealaltă cu sunt interese mari la mijloc, ați prins-o? Probabil că ați auzit-o și pe asta. Vă spun eu, sunt interese mari la mijloc. Sigur. Păi, astăzi eram într-un taxi cu cineva care mi-a spus despre COVID, fraza asta hipercunoscută, e un aranjament de foarte sus care trebuie să decimeze populația planetei. Și eu întrebam, care e interesul? Vrei să domini o planetă de cadavre? Vrei să fii șef pe o lume în care nu mai e decât o cotă minimă de supraviețuire? Care e interesul? Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.